Ați mai votat, așa cum spuneați, și guvernul Orban și v-a părut rău. Dacă vă, nu știu, veți greși și de data aceasta, votând un guvern condus de Ciucă. Da, acum tot insistați să-mi spuneți că vom vota acest guvern. Eu v-am spus că, după cum văd declarațiile politice și dinainte de nominzare și după, USR nu știu de ce n-ar susține acest guvern. Da? Pentru că nu mai este domnul Câțu, e domnul Ciucă. Pentru că e un guvern minoritar. Pentru că e un guvern, nu știu. Asta înseamnă că probabil nu-i mai dorește PNL la guvernare. Asta e o altă discuție. PNL nu-i mai dorește la guvernare. Dacă PSD va alege să susțină acest guvern minoritar doar pentru a trece pe această perioadă limitată, o face având în vedere contextul în care ne aflăm. Și acum, sincer, e foarte greu să spui oamenilor serioși din țara asta: domne, știți, eu îl mai trântesc un guvern, să n-avem guvern în pandemie, să n-avem guvern acum când e criza asta socială, spuneam, și economică, doar pentru a-mi proteja electoratul meu și a crește în sondaje. Cred că în momentul ăsta partidele chiar, și aici nu vreau să devină desuet cuvântul responsabilitate, domnul Cioloș l-a dus în desuet, adică făcea apel la responsabilitate ieri și astăzi nu mai e vorba de aceeași responsabilitate când e alt guvern minoritar decât cel al domniei sale. Cuvântul responsabilitate chiar trebuie probat. Ori în momentul în care România e la greu, și chiar e la greu, cred că partidele politice trebuie să facă acest tip de armistițiu, ca să-i spun așa, această înțelegere pe o perioadă limitată, să trecem de iarnă, cum spuneam, cu prețurile pastea uriașă la energie electrică și mai ales să calmăm evoluția cazurilor de COVID, după care să trecem, cum spuneam, la ce trebuie, și anume să ne întoarcem la popor, să dea poporul acel guvern pe care îl dorește până la urmă.